Și am zis că e o zi cu eforturi, dar și cu zâmbetul pe buze, așa trebuie gândit. Scorpion, o să puteți rezolva o sumedenie de lucruri și scăpați de grijile apăsătoare care v-au consumat energia și sistemul nervos. O să fie o reușită. Săgetător, șefii sunt în continuare pretențioși, dar nici voi nu lăsați garda jos, așa încât o să țineți pasul cu cerințele și o să primiți aprecieri la scenă deschisă. Capricorn, o să aveți succes la școală, o să asimilați bine materia, o să vă descurcați la teste, la examene, o să treceți cu bine de interviuri, dacă despre asta e vorba și dacă vreți să vă luați alt serviciu. Vărsător, sunt o serie de activități la care o să aveți și voi o contribuție ca să se vadă experiența acumulată, talentul înnăscut și o să vi se mulțumească pentru tot ce faceți. Pești, e un moment important pentru voi, vă găsiți altceva de lucru, ori altă casă, faceți niște schimbări majore cu Jupiter în zodia voastră, mare benefic, plus bancherul zodiacului. E de bine! Berbec, sunt plăți de făcut și cum nu aveți chef de restanțe, o să faceți tot posibilul să vă achitați de obligații ca să vă rămână bani și de plimbare, de distracție. Taur, se poate să luați o decizie de comun acord cu partenerul de cuplu și e posibil să vă mutați sau să împărțiți altfel responsabilitățile casei, ale familiei. Gemeni, familia are nevoie de voi și poate faceți un efort să vă ocupați de ai voștri, să-i convingeți, să faceți o vizită la medic și să se îngrijească cu toții de sănătate. Rac, o să întâlniți pe cineva care va fi atras de felul vostru de a fi și dacă nu aveți pe nimeni, o să lăsați lucrurile să se întâmple așa pentru că aveți șanse să intrați într-o poveste de dragoste. Leu, ați tot amânat niște treburi casnice, poate și cumpărăturile și o să dedicați mare parte din timp treburilor gospodărești ca să fie totul în regulă încă de la începutul săptămânii. Fecioara, vă interesați de o situație școlară, poate să fie cea a copiilor și o să țineți cont de cerințe, achitați și taxele suplimentare și o să fie totul în regulă. Balanța, se poate să fie mai mult de lucru în perioada asta, de sfârșit de an, dar or să vină și recompensele, salariu mărit, bonusuri și alte avantaje. O să vedeți. O zi de eforturi.